Best for soil, Dezinfestarea anaerobă a solului. Avantaje și dezavantaje. Vă voi oferi informații despre avantajele, dar și dezavantajele metodei de dezinfestare anaerobă a solului pe scurt de Dacă nu știți ce este de vizionați videoclipul Best for soil care conține informații practice despre DAS. Ce este de Termenul de înseamnă dezinfestare anaerobă în a solului. Este o metodă care creează condiții anaerobe temporare limitate în stratul superior al solului. Majoritatea agenților patogeni și nematozi nu sunt capabili să supraviețuiască în atare condiții, și, prin urmare, pierd. DAS constă în depunerea unei tone de material vegetal proaspăt, iarbă sau gunoi ecologic, la hectar, pe centimetru adâncime în sol. Adesea, 40 de tone pe hectar sunt necesare la 40 cm adâncime în sol. Acesta trebuie să fie umed sau udat. Suprafața este acoperită cu prelată impermeabilă. În funcție de organismele țintă, aceasta trebuie menținută la fața locului cel puțin 6 săptămâni. DAS este foarte eficientă în controlul multor specii de nematozi. De exemplu, dispar foarte mult nematozii rădăcinii, nematozii cu chisturi ai cartofului, nematozii din nodul rădăcinii Meloidogyne citudii, falac și incognita și chiar nematodul stem titilenchus tipsaci. Fungile Rhizoctonia solani AG3. Verticilium dalie și Sclerotinia sclerotiorum nu supraviețuiesc unei DAS corespunzătoare. DAS este implementată cu succes în cultivarea căpșunilor controlând Verticillium dalia și Asparagus controlând Fusarium oxysporum FSP asparagi. Întrucât doar materialul organic și apa sunt absorbite în sol, în urma procesului de dezinfestare nu vor rămâne substanțe chimice nedorite. Solul nu este sterilizat așa cum este prin aburire. Multe organisme benefice solului vor supraviețui de aes și se vor recupera în câteva zile, unele dintre ele chiar și în câteva ore după îndepărtarea prelate impermeabile. Unele specii de patogeni nu sunt afectate de DAS. Exemple sunt trihodorizii, numit și nematozivii, care transmit virusul Tobacco Rattle. Rizotonia AG2 din morcov și sfeclă de zahăr nu este afectată, iar problemele cu pitium pot fi mai grave după DAS. Deci, înainte de a utiliza DAS, trebuie să știți ce dăunători sau maladii afectează solul și să verificați dacă DAS este eficientă. DAS nu este eficientă la temperaturi ale solului sub 15 grade Celsius. Acest lucru înseamnă pentru țările nordice că metoda trebuie aplicată în timpul sezonului estival. Pentru a implementa DAS, trebuie să alegeți o cultură principală care este recoltată mai devreme. Salata, mazărea, orzul de iarnă sunt câteva exemple. Prelata impermeabilă trebuie verificată pentru a nu fi distrusă. Găurile trebuie reparate imediat pentru a preveni alimentarea cu oxigen a solului, ceea ce ar împiedica un control eficient. Prelata impermeabilă poate fi utilizată o singură dată și nu poate fi reciclată. Aceasta face ca metoda să fie scumpă. Sunt cercetate metode alternative, precum o acoperire prin pulverizare sau alte materiale plastice care pot fi reciclate. În prezent, această metodă este posibilă pentru culturi de mare valoare, cum ar fi sparanghel, căpșuni sau pentru tratarea de noi culturi pe suprafețe mici. Totodată, organismele benefice solului care au nevoie de alimentare regulată de oxigen, precum râmele, nu vor supraviețui procesului de AES.